O acuzație care se spune și care se îmbină cu New Age. Și îi spun, vezi, ei promovează o gândire pozitivă, să te gândești la bine, să te gândești că va fi bine, iar exact lucrurile astea se regăsesc în lume. Deci, în esență, spun mulți, asta e o evanghelie rea, de care trebuie să te ferești și să nu mergeți la Rafa. Acum e treaba voastră că ați venit, dar nu avem live, nu știe nimeni că ați venit. Iar pentru că am vorbit duminica trecută despre acest aspect, am zis că trebuie să clarific mai mult și să aduc mai multe argumente, pentru că chiar dacă nu spuneți unii dintre voi, vă macină undeva o confuzie, nu-i așa? Nu a zis nimeni amin. Dragii mei, voi care sunteți mai în vârstă, considerați nu așa periculos, poate, să fii optimist. Pentru că cei mai tineri știu, trăim într-un mediu virtual în care se promovează tot mai mult ideea asta. Să gândești pozitiv. Dar cum? Aș vrea să mă explic în această zi și aș vrea să vorbesc câteva aspecte care să ne clarifice și să ne putem gândi biblic, fără frică. Doamne, ajută-mă în direcția asta. În ultimii ani, tot mai mult se promovează pe internet gândirea pozitivă. Dar cum? În primul rând, gândirea asta pozitivă e centrată pe om. Ceea ce predică lumea, să gândești pozitiv și să vezi lucrurile pozitive, e centrată pe om. Și asta este foarte greșit. Pentru că dacă stai și te gândești, dacă citești Biblia, vei vedea că Biblia, de fapt, este o carte foarte pozitivă, foarte optimistă, nu-i așa? Care știe dintre voi ce înseamnă Evanghelie? Ia auzi, o veste pozitivă, o veste bună. Și ce înseamnă metanoia? Că până la urmă asta înseamnă pocăiți-vă. Să vă schimbați mintea. Cum? O veste bună, schimbați-vă minte. Dar ce are în centru? Pe Hristos. Nu are omul. În ideologia lumii acesteia se promovează o gândire pozitivă, dar se spune așa, tu poți, tu ești în stare, tu ești parte dintr-o energie cosmică și dacă vei învăța să meditezi la univers, o să reușești să-ți duci toate planurile tale la împlinire. Iar asta e din lume și asta e rea și asta o condamn și eu. Dar Biblia ne spune de fapt că ea e o veste bună, o evanghelie care l-are în centru pe Hristos și pe care da, o promovez că e lui Hristos, mărit să fie numele Lui. Amin? În lume, gândirea pozitivă îl exclude pe Dumnezeu. Noi aici ne gândim la cuvântul Domnului și nu îl excludem pe Dumnezeu. Dacă suntem ceva, suntem doar prin El. Amin? Doamne, dă-ne înțelepciunea aceasta. Gândirea pozitivă din lume, oamenii care gândesc pozitiv și caută să-și atingă anumite obiective, așa, doar prin focusarea minților, vei observa că oamenii aceștia nu permit și nu primesc nicio critică și nici ei nu-și fac autocritică. Oamenii ăștia sunt periculoși. Oamenii ăștia vor să-și atingă un obiectiv, că ei vor așa, nu la un centru pe Hristos, și orice ai vrea să le spui, să-i înveți, să-i critici constructiv, nu vor primi. Oamenii care vor să dea bine până la urmă, ei se vor gândi doar pozitiv și nu primesc nicio critică. Uitați-vă la împăratul Saul. O zis lui Samuel, că eu zis, pentru că n-ai ascultat să ia împărăția, e gata cu tine. Și eu zis, cinstește-mă înaintea mulțimii, nu cumva să-mi scadă mie reputația. Cinstește-mă înaintea mulțimii, nu critică, taci. Tu spune înaintea mulțimii că ești de acord cu mine. Asta n-am să fac.
Asta e o gândire demonică pe care și pe Saul l-a dus la distrugere. Și mă rog ca Domnul să ne păzească pe fiecare dintre noi. Amin? Acum, până la urmă, greutatea pericolului gândirii pozitive lumești de-abia acum începe. Sunt oameni care sunt învățați, fii pozitiv, gândește pozitiv, gândește-te că vrei așa un Mercedes de 2025, că vrei ceva foarte scump, gândește-te, focusează-te până obții. Asta e o gândire lumească. Pentru că le exclude pe Dumnezeu. Dar oamenii aceștia, văzând că pozitivismul ăsta nu prea se concretizează, intră, și tinerii știu ce vorbesc, în mediul online și găsesc muzică, învățături, cuvinte, rugăciuni care să invoce universul să vină în întâmpinarea gândirilor și să le împlinească dorința. Și mai întreabă mulți, de ce avem nevoie de eliberare în rândul pocăiților? Și de aia avem nevoie. Pentru că foarte mulți tineri de pocăiților, neînvățați fiind, apelează la rugăciuni din astea că vor să devină ei cineva, faimoși, vor să aibă ceva. Și învățați de lumea asta, invocă puterea universului. Care e puterea universului? Sunt demonii, e satana cu a lui. Vedeți, satana până la urmă vrea să zică, băi, tu ca om nu poți, trebuie să invoci o divinitate, o putere din afara ta. Dar aia nu-i Dumnezeu, aia e univa în univers, închină-te la soare. Asta e o gândire pozitivă drăcească din lume, pe care noi aici la Centrul Rafa nu o predicăm. Dar noi predicăm o veste bună a Scripturii, care l-are în centru pe Hristos și pe El răstignit. A Lui să fie toată slava. Aceasta se numește, până la urmă, vrăjitorie și se numește în lume, în vrăjitorie, în New Age, se cheamă adoptarea unei mantre pozitive. Pe care, din păcate, știu că nu știți, dar foarte mulți tineri pocăiți o caută. Și mă rog ca Domnul să le dea lumină tuturor. Pentru că în centru nu-i Hristos. E omul și e diavolul. E omul și diavolul. Diavolul mascat prin energiile universului. Mai mult de atât. Pentru că diavolul totdeauna a vrut închinare. Știți asta? De aceea ai să vedeți că orice om din lumea asta care a adoptat filozofia asta a gândirii pozitive va aduce închinare. Cum? Prin yoga, prin alte activități, prin închinare la soare, prin venerarea universului. Oamenii aceștia, din păcate, încep să se închine universului implicit întunericului, diavolului. Ori noi nu predicăm o astfel de gândire pozitivă. Noi predicăm că noi, cum spunea Apostolul Pavel, și el a zis la un moment dat că are o gândire pozitivă și a zis, eu pot totul. Cum poți totul? Cu cine? Cu universul? Eu pot totul în Hristos care mă întărește. În centrul are pe Hristos și Pavel se închina lui Hristos. Evanghelia asta o predic și eu. Uitați-vă la oamenii din lumea aceasta și știu că pentru unii mai în vârstă de aici nu prea face sens. Dar eu văd tineretul cât dă din cap. Și până la urmă asta n-am învățat de la voi, de la datul din cap. Eu am învățat-o asta și studiind-o, dar și întrebându-mă de ce în ultimii 6 ani întâlnesc așa de mulți tineri pocăiți, copii de frați, slujitori, din comitet, de pastori, care au nevoie de eliberare de duhuri de vrăjitorie, diuneale.
Că nici nu pot să vorbesc cu tata sau cu mama lor, că habar n-au, iar bate, iar de unde vrăjitorii? De acolo, pentru că ei vor să vie cineva, vor să devină cineva și la școală se învață. Uite, felul ăsta de rugăciune, modul ăsta de invocare, închinarea la stele, îți va aduce noroc, dar asta aduce demon, dragii mei. Și mă rog ca Dumnezeu să trezească tineretul nostru, să ducă în situația să primească toți eliberare, că noi vrem doar pe Hristos și pe El răstignit. Așadar, când o să auziți că noi predicăm de aici o Evanghelie care de bine, pozitivă, întreabă-te de care? Una de aia care nu-L are în centru pe Hristos, noi nu predicăm. Noi nu predicăm aici să vă închinați la soare, să vă închinați la univers. Noi nu predicăm aici o Evanghelie în care se spune că tu, ca om, ești totul, Hristos nu-i nimic. Noi predicăm vestea bună, Evanghelia, care îl are în centru pe Hristos și care spune cuvântul Domnului prin Pavel, eu pot totul în Hristos care mă întărește. Dacă sunt ceva, sunt datorită Lui. Lăudați să fie Iisus Hristos al nostru. Domnul Iisus, înainte de a se înălța la cer, învață ucenicii și le spune așa, în lume veți avea necazuri. Dar, termin aici Domnul Iisus, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Oameni buni, ucenici dragi, în lume o să mai fie și greu. Dar eu vă spun, fiți pozitivi, fiți optimiști, eu am biruit, poate. Nu pe puterile voastre, ci prin Hristos. În lume veți avea necazuri și știu că fiecare dintre voi aveți situații cu care vă confruntați. De asta nu e un motiv să stați posaci, nu e un motiv să aveți o gândire negativă, ci un motiv să ne gândim la Hristos. A promis El, îndrăzniți că eu am biruit lumea. Domnul ne dă biruința aceasta și nouă. Un alt element cu care poți verifica omul care zice, eu sunt pozitiv, eu gândesc pozitiv, urmărește-l dacă are noțiunea eternității. Ca să vezi că toți oamenii ăștia care gândesc pozitiv, se alimentează cu universul, cu diavolul, oamenii ăștia n-au noțiunea eternității. Pentru ei, pământul, viața și atât. O eventuală reîncarnare, o altă minciună. Dar pentru noi, noi spunem că pot tot un Hristos care mă întărește. Hristos ne spune, chiar dacă în lume veți avea necazuri, îndrăzniți că eu am biruit, dar noi avem noțiunea eternității. Spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 4:16. De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Versetul 17. Căci întristările noastre de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. Aia vorbeam și duminica trecută. Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. Pentru că lucrurile care se văd sunt trecătoare. Pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Noi am crezut în Evanghelia aceasta, vestea bună, care ne spune că după moarte ne așteaptă Hristos. Noi avem noțiunea eternității. Noi avem această gândire pozitivă că după moarte va fi bine. Oamenii din lumea asta care predică, propovăduiesc o gândire pozitivă, să-ți atingi anumite obiective prin puterea întunericului care e mascată, spun în ei, puterea Universului, oamenii ăștia n-au noțiunea eternității. Pentru ei gândul morții îi înfioară, îi depresiv, el nu știe unde merge. Mă rog ca Domnul să dea lumină fiecare dintre noi. Și claritate fiecare dintre noi. E așa de ușor să generalizezi tot. Fii atent, ăia la Rafa vorbesc să fii un om optimist, un om care să fii pozitiv și să crezi că Hristos va fi cu tine și nu te va lăsa. Înseamnă că asta e demonic și din lume. Nu, dragii mei, noi îl avem în centru pe Hristos. Și așa cum v-am zis, oamenii din lume se concentrează pe eu pot, pe eu sunt. Și asta e atât de grav.
Cum am mai zis și altă dată, noi ca români nu înțelegem greutatea cuvântului Eu sunt din Biblie. Numele lui Dumnezeu. Când a zis Moise în Exod, mă duc la poporul tău și i-am să-i zic că tu m-ai trimis să-i scot din Egipt, dar o să mă întrebe care e numele lui. Și Dumnezeu îi spune, numele meu este Eu sunt. Acel IHVH, tetragramă. Ioan, Domnul Iisus în Ioan 8, în fața fariseilor și a saducheilor și a poporului său, spune, de câteva ori spune, Eu sunt. Evreii au înțeles că ăsta se face deopotrivă cu Dumnezeu și a luat pietre să-l omoare. Pentru că ăsta e Dumnezeu, e numele Lui. Dar în gândirea lumească pozitivă se adoptă un Eu sunt, Eu. Și asta e fatal. Cum spune Biblia, Apostolul Pavel, dacă sunt ceva, sunt prin El, prin Iisus Hristos. Noi suntem copii al lui Dumnezeu. Lăudați să fie numele Lui. De aceea noi nu ne numim Eu sunt, că acela e Dumnezeu. Dar noi ne numim copiii lui Dumnezeu și vrem să avem o gândire și o mentalitate ca a Lui, pentru că suntem copiii Lui. Binecuvântat să fie Domnul. Aș vrea să vă mai spun un aspect. Am observat că cei care atacă și tot vorbesc așa la adresa noastră, că suntem greșiți și eronați din cauză, și din cauză că gândim așa pozitiv și suntem optimiști, am analizat care e normalul, cu ghilimele de rigoare, al lor. Că până la urmă eu nu vin din ortodoxi, eu nu vin din musulmani. Din păcate, normalul este o viață tristă. Nu vă pun să confirmați. Din păcate, normalul care se perpetuează între evanghelici, din tată în fiu, din generație în generație, e o mentalitate de inferior. O mentalitate de stai închis, să stai sobru, ca așa-i place lui Dumnezeu. Așa-l vedeți voi pe Hristos? Dragii mei, omul care va gândi așa, care va gândi permanent negativ, care va avea o mentalitate de inferior, normal că îi va părea eronat să se uite la mine și să vadă că sunt bucuros, că eu cred că Dumnezeu va fi cu mine. Și nu, asta nu-i bun. V-ați confrunta cu ideea asta? N-ai voie să râzi un pic, n-ai voie să zâmbești, n-ai voie să te bucuri. Tu trebuie să stai așa posac, ca așa-i place lui Dumnezeu. Tu trebuie să ai o gândire negativă. Ați auzit astfel de predici? Tu trebuie să te gândești că s-ar putea mâine, era un predicator, nu dau detalii, care ani de zile l-am auzit, predicând doar despre catacombe, despre Nero, despre ars pe rug, despre mitraliere, nu adesea am auzit. Și am crezut că așa trebuie și așa e pocăință. Dragii mei, noi trebuie să avem o încredere în Dumnezeul nostru. Eu asta vreau să vă predic azi. Vreau să vă treziți și să vă gândiți că nu vreau să vă întorc mintea cum gândește lumea asta, că noi putem noi să devenim cineva. Eu vreau să vă spun să credeți tot mai mult în Hristos Iisus, care a zis și a promis că va fi cu noi. Amin. Și asta trebuie să ne dea entuziasm, asta trebuie să ne dea bucurie, determinare, să fim niște creștini voioși, bucuroși, că Dumnezeu va purta de grijă de noi. Dar asta pe mulți îi înspăimântă și spune nu, asta e o evanghelie rea, pentru că în comparație cu ei, ei sunt sobri, ei sunt continuu încordați, ei sunt în continuu în așteptare a unei rachete din Rusia, care parcă nu mai vine și nici n-ar să vină. Noi trebuie să credem că Dumnezeu va avea grijă de noi, amin? De aceea când vă zice cineva, un creștin,
tu nu crezi bine, tu ești prea optimist, tu ești prea pozitiv, asta e din New Age. Care din New Age? Că eu în centru n-am pe Hristos. Eu nu cred că va fi bine că eu sunt cineva, că am eu niște energii. Atunci da, e din New Age. Eu cred că va fi bine și Dumnezeu va purta de grijă pentru că sunt scris în cartea lui Dumnezeu. Numele meu e scris în cartea lui și El a promis că are grijă de mine. Și gândirea asta pozitivă e o evanghelie, o veste bună. De aceea metanoia, schimbă-ți mintea în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă de noi toți. Pentru că gândirea asta negativă care s-a implementat adânc în noi creștini aduce o necredință totală când vine vorba de a primi ceva de la Dumnezeu. Te rogi pentru o casă, poate. Te rogi pentru o mașină. Te rogi pentru un loc de muncă. Te rogi pentru o familie binecuvântată. Dar ți se spune frecvent, nu te aștepta la lucruri mari. Nu te aștepta la să-ți poarte Dumnezeu de grijă să-ți dea o casă acum la 20 ceva de ani. Casa ți-o dă Dumnezeu la 70, atunci ți poți bucura de ea. Din păcate, asta e o mentalitate de învins, nu de învingător. Și dacă vei crede așa, Dumnezeu așa va îngădui să ți se întâmple. Și vreau să spun ceva și mai profund. Dumnezeu nu va putea face în viața ta lucruri mai mari decât tu poți să crezi că va face. Dacă tu limitezi, Doamne, eram atât într-o familie și se plângea soțul că câștigă numai 2600 de lei pe lună și avea 10 copii. Și la rugăciune ne rugam și spunea soțul, hai să ne rugăm, poate Dumnezeu îngăduie să merg în altă țară, să câștig mai bine, să... Zic, nu frate, hai să ne rugăm, ai 10 copii, să rămâi aici în România la copii, dar Dumnezeu să-ți mărească salariul, să schimbe el cum știe. Și bă, ar fi bine, rugați-vă ca Dumnezeu să-mi dea, să mai pui 1000 de lei, adică 3600. Zic, frate, noi hai să ne rugăm ca Dumnezeu să-ți dea un salariu de 5000. Nu, frate. S-a blocat om, s-a speriat, s-a gândit, asta e o evanghelie a gândirii pozitive, nu. După aia am mai stat și am analizat, totuși, dar dacă vrei să mergi tu în sănătate, nu tot e 1000 de euro acolo. Oameni care au fost limitați datorită învățăturii, nu te aștepta ca Dumnezeu să poarte de grijă bine de familia ta. Doar să o duci așa, numai să nu mori. Iar noi, pentru că promovăm o evanghelie, un Dumnezeu care spune Biblia că a lui e aurul și argintul din lumea asta, se spune, nu, asta e o evanghelie rea. Domnul să ne dea lumină tuturor. Cum spuneam, mentalitatea asta de învins, de negativism. Dacă Doamne ferește, la un moment dat ai nevoie de vindecare trupească, n-o să mai ai credință în ea. De ce? Pentru că vei auzi tot mereu și mereu, las că e bun așa, alții o duc mai rău ca tine. Am vrut să dau un exemplu personal, zic că nu-l dau, dar după aia Manica îl dau. M-am căsătorit și n-aveam casă, nici acum nu am, construiesc. Dar vreo 5 ani de zile s-a necăjit soția cu mine să-mi explice că noi putem să ne rugăm și Dumnezeu care e bogat face cumva să ne facem și noi casă. Și eu, un legalist din ăsta convins, asta parcă are o evanghelie a prosperității. Zic, nu se poate. 5 ani am zis, nu se poate. Tu nu vezi că noi cumpărăm 3 pampers când avem bani de un pachet? Dar Dumnezeu a lucrat la mintea mea și după 5 ani m-am hotărât să-mi permit să mă rog. Să-mi permit să mă rog, Doamne. N-ai putea să mă ajut să ne facem și noi o casă. Și abia Dumnezeu am putut să-i dau ocazie să înceapă să lucreze. Problema a fost nu la Dumnezeu, ci la capul meu. Și capul meu a fost problemă nu din cauza capului meu, ci din cauza unui l-am pus să alimenteze. Credința vine în urma auzirii, a știrilor de la ProTV, a auzirii cuvântului lui Dumnezeu. De aici vine credința.
Și am început să ne rugăm mai vreo 5 ani. Și ne-am rugat și am început să credem tot mai mult, tot mai mult, până când Dumnezeu a început să facă minuni în dreptul nostru. Am putut să cumpărăm un pământ foarte bun, foarte ieftin, care s-a mirat toți din sat. Cum am cumpărat noi pământul ăla care au venit oameni cu bani grei și au pus acolo și nu l-au dat? Chiar era pentru noi. Dar am putut să-l cumpăr atunci când mi-am schimbat mintea și am zis, Dumnezeul meu poate să-mi dea și mie un pământ. Și Dumnezeu poate face asta și cu tine. Și crede-mă, ar fi făcut-o și mai demult dacă ai fi umblat un pic să crezi. Domnul să ne dea lumină în direcția asta. Gândindu-mă la aspectele astea și reflectând la astea, m-am dus în Biblie să văd niște oameni din ăștia. Niște oameni care erau la fel până la urmă, dar rezultatele au fost total diferite din cauza că au ales să gândească pozitiv. Nu centrat pe ei, ci pe Hristos. Aici suntem, cunoaștem Biblia, vă spun așa pe din afară. Vă aduceți aminte că a trimis Iosua 10 iscoade să iscodească Canaan, nu-i așa? S-au întors înapoi și s-au împărțit în două. Doi erau foarte pozitivi. Au zis, mă, îi mâncăm, mă, îi mâncăm. 10 din ei spuneau, nu se poate. Noi am fost acolo și am văzut. Într-adevăr, țara e foarte bună, foarte puternică. Dar n-avem nicio șansă. Ai zis vreodată vorba asta, n-avem nicio șansă? Hai, recunoaște că ai zis. Că am zis de multe. Noi n-avem nicio șansă. Toți au șanse, dar noi n-avem nicio șansă. Doi din ei, Iosua și Caleb, au zis, băi, adevărat ce zic ăștia, că ăștia s-a clou mult și tare, dar eu așa m-am uitat la ei și am zis că noi îi mâncăm și intrăm în țară. Ce-a făcut diferența asta? Iosua și Caleb au auzit și au crezut când a zis Dumnezeu, vă duc acolo. Au văzut acum împotrivirea, au văzut cât e de greu, cât e de imposibil, dar ei și-au luat ochii de pe fiii lui Anac, care erau acolo uriași, și s-au uitat la promisiunea lui Dumnezeu, care a zis, eu vă duc acolo. Ceilalți 10 și-au luat privire de la ce a zis Dumnezeu și s-au uitat la probleme. Și au zis, uitându-ne la problemele astea, eu vă spun să fim niște creștini responsabili și niște pocăiți adevărați și vreau să vă spun adevărul, noi nu suntem în stare să intrăm în țara aia. Știți care a fost rezultatul? Ăștia 10 nu au intrat și ăștia 2 au intrat. Nu știu ce aștept să facă Dumnezeu în viața ta. Când vei pune tu capăt gândirii negative, va putea Dumnezeu să înceapă să lucrezi. Câtă vreme ai să zici ca ăștia, noi nu putem. Nu putem. Noi am văzut acolo niște oameni al lui Anac, ăia suriaș, ăia... Dacă vor să repare aerul condiționat, nu le trebuie schelă. Și aveau dreptate din punct de vedere omenești. Dar dacă te uiți la promisiunea lui Dumnezeu și o crezi, spui ca Iosua și Caleb, nu se poate. Noi îi mâncăm pe ei, terminăm, nu știu. Nu vă temeți, oameni buni. Noi o să intrăm acolo. Aș vrea ca toți de aici să fim niște oameni care să ne uităm la promisiunea lui Dumnezeu. Și indiferent ce vezi în lumea asta, indiferent ce vezi în familia ta, indiferent ce auzi, să ai o gândire pozitivă, optimistă, o evanghelie, o metanoia. Dumnezeu a zis că va fi cu noi și ne va duce acolo. Lăudat să fie El. Mai știți întâmplarea aceea în care, o știu și copiii, în care Goliat striga acolo, înjura Israelul și îl blestema pe Dumnezeu. Și au fost 40 de zile în care nu a fost nimeni în stare să se bată cu el. Spune Biblia că la toți se tremurau genunchii. Dar a venit David, un băiat de 17 ani, și a zis, am o întrebare. Ce-ar câștiga omul care se bate cu Goliat? El deja nu punea întrebarea, oare îl bat sau nu îl bat?
Eu știu că îl bat. Care ar fi profitul? Profitul te duc la împărat, vezi că e mare. De unde pe David mentalitatea asta că ar putea el să-l bată pe Goliat? Că omenește imposibil, nu-i așa? De unde? Îl duce, oamenii îl duc pe David la împărat, la Saul și spune, uite, am găsit un om care să se bată cu Goliat. Foarte bine, adu-l la mine. Și intră David și parcă-l văd pe Saul. Adu-l, păi l-am adus. Un om, băiatul ăsta. Auziți-l pe Saul. Nu poți să te duci să te bați cu omul acesta. Pentru că ăsta e un om războinic din tinerețea lui și tu ești doar un copil. Cu mentalitatea asta, Saul a rămas acasă și a pierdut slava acestei bătălii. Dar David a mers. De ce a mers David? Asta vreau să vă întreb. David avea o Biblie, o lege, în care scria așa. Omul care îl va blestema pe Dumnezeu trebuie să fie pedepsit cu moarte. Asta scrie în lege. David a citit asta. Omul care blastemă pe Dumnezeul lui Israel trebuie să moară. El nu s-a mai uitat că e Goliat de 4 metri sau că e un copil mic. El s-a uitat la Biblie și a văzut omul care îl blastemă pe Dumnezeu trebuie să moară. Deci, în dimensiunea spirituală, David, Goliat, deja e dat la moarte. Trebuie să se găsească un om care să pună în aplicare sentința lui Dumnezeu. Și ăsta vreau să fiu eu, spunea David. Și cu credința asta a plecat. De ce? El știa Biblie. Atunci când stai și te uiți la promisiunea lui Dumnezeu, capeți credință. Atunci când te uiți cât e de mare Goliat, capeți frică. La toți le tremurau genunchii, o încerca Saul să-l protejeze, să-l îmbrace și a zis, nu, eu nu sunt obișnuit așa cum vrei tu, dacă așa ești tu obișnuit, ce nu ești tu? Lasă-mă să mă duc eu cum știu eu. Și-o mers în numele Domnului cu o gândire pozitivă, centrată pe cuvânt și pe Dumnezeu. Nu a mers la Goliat și a zis, eu astăzi, prin puterea mea, te termin. Nu, o zis, eu vin în numele lui Dumnezeu, a cărui oștire ai batjocorit-o. Eu de-aia vin. Și Dumnezeu a fost cel care a dat biruință. Asta se poate întâmpla și cu tine și cu mine. În funcție de cum alegi să crezi și să verbalizezi. Iar ca să poți crede bine, trebuie să stai mult în cuvânt. Și stăm puțin, asta e drept. Stăm mai mult pe rețele de socializare care ne aduc cuvinte care germinează frică, panică, îngrijorare. Dar slavă Domnului că ne-a iertat deja și de lucrurile astea. Dar ca să fim tari, trebuie să stăm tot mai mult în cuvânt. Știți cât e de greu să fii minoritate și ceilalți creadă eronat? Tăți frații lui David au zis, știu eu răutatea inimii tale, tu ești un orgolios, așa te știu, treci acasă la oi. Dar după ce au văzut că David a biruit, parcă i-a auzit pe ea, ăla-i fratele meu! Ăla-i fratele meu, spunea Eliab. După ce a biruit înainte, du-te acasă, mă băiat! Doamne, ajută-ne să ne centrăm credința noastră pe Hristos și să spunem ca Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Apostolul Pavel din închisoare scrie, bucurați-vă, iarăși zic, bucurați-vă. Omul ăsta era cu lanțuri la mână și avea o gândire pozitivă. Bucurați-vă, abia aștept să vin la voi, spunea Pavel. Dar din păcate, trăim într-o perioadă, chiar și într-o zonă în care este promovată atât de puternic gândirea negativă. Oh, frate, nu știu cum o să fii. Foarte greu să fii, vini. Doamne, iartă-ne de asta. Vă amintiți de Nemia?
Un om care a mers să rezidească zidurile Ierusalimului, toate erau acolo dărâmate, incendiate și toți au zis, imposibil. Dar omul ăsta avea o credință pentru că s-a uitat la cuvânt și a văzut scris că 70 de ani trebuie să stea așa, dar după aia să rezidesc. Și a mers Nehemia și a motivat poporul, hai să rezidim Ierusalim. Oamenii au mai început să comenteze, oamenii au început să zică că nu se poate. Dar omul ăsta a fost un om care a stat în picioare și a zis, se poate, biruim. Au venit intimidare din partea lui Sambala, din partea lui Tobia. Au venit oameni care au zis, la ce zid ați făcut dacă se urcă o vulpe numai? Vulpea calcă foarte atent. Adică, dacă și o vulpe, dacă și când calcă o vulpe se răstoarnă zidul, înseamnă că e zidul foarte slab. Dar omul ăsta a zis, Doamne, uite-te tu la amenințările lor. Și se uita la popor și a zis, nu vă temeți, hai să zidim. Și s-au întărit în această hotărâre bună și au biruit. Domnul să ne dea biruința aceasta și nouă și să ne ajute să nu mai cădem de oboseală. Nu-i vinovat Dumnezeu că ești așa jos, ci ești vinovat tu că te-ai alimentat cu gânduri din astea de jos și ai rămas jos. Îndrăznește să ai o mentalitate de biruitor. Nu pe puterea ta, ci prin Hristos care te întărește. Și Dumnezeu să te ajute pe fiecare în parte. De multe ori stăm la rugăciune și ne rugăm și cerem lucruri de la Dumnezeu. Dar imediat vine o necredință și vine o frică și o îndoială. Aș vrea să facem o rugăciune în seara aceasta în care să ne analizăm pe fiecare dintre noi. Care este motivul de ne îndoim? Faptul că te îndoiești, asta înseamnă că au fost niște experiențe în trecutul tău în care ai fost foarte frustrat, dezamăgit. Ai așteptat ca Dumnezeu să facă ceva și nu a făcut. Și lucrul acela te-a deprimat așa tare, așa, în așa fel încât acum când te rogi, ți-e greu să crezi. Pentru că ai niște experiențe din trecut și fiecare le avem. Aș vrea să facem o rugăciune în care să cerem ca Dumnezeu să ne vindece sufletele noastre. Să ne vindece de rănile aia din trecut în care am așteptat ca Dumnezeu să facă ceva. Și parcă nu a vrut să fac. N-a putut face că atât i-am dat noi voie să fac. Vrem să facem o rugăciune Dumnezeu să ne curățească sufletele. Și să ne ajute să dezvoltăm o mentalitate de biruitor. Amin? Au venit la Iisus și i-au spus, Lazar e foarte bolnav, vină la el. Dar Iisus, pentru că era Dumnezeu și probabil dacă el gândea pozitiv, putem să gândim și noi la fel ca el. Iisus spune, boala asta nu e spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Dar realitatea e că după 2 zile Lazar a murit. Dar Iisus Hristos a venit și l-a înviat. Indiferent ce vezi în familia ta, poate e o vorba de o boală, de o situație. Vine diavolul și spune, boala asta e gata, din asta nu mai iese. Uite la Iisus care a zis, boala asta nu e spre moarte, asta e spre slava lui Dumnezeu. Așa să fie și în casa ta, amin? Și mai este un exemplu foarte interesant pe care Iisus ne lasă să-l vedem așa, cum l-a ticluit el. Ne spune Biblia că au stat 3 zile pe munte și au flămânzit. Și era vorba să le dea mâncare la popor, dar de unde mâncare? Iisus spune în Ioan 6:5. Iisus așa se uită, nu la mulțime, la ucenicii lui și le zice, oare de unde avem să dăm pâine la oamenii ăștia? Dar spunea lucrul acesta ca să încerce. Pentru că știa ce are de gând să facă. De unde pâine? De unde pâine? Deci Iisus știa clar. O să mă rog, o să se găsească 5 pâini, 2 pești, o să mă rog și o să ne hrănim toți de aici. Dar nu spune nimic. Spune la ucenici, măi, ar trebui să dăm mâncare la oamenii ăștia, uite cât de mulți și de flămânzi. Cum facem? Întreabă Iisus pe ucenici, na, cum facem?
Și apoi se găsește unul, și păcat că îl cheamă Filip, a zis, păi că banii care avem noi nu ne-ar ajunge, eu știu, de două. Dar spune că Iisus a zis așa ca să-i încerci, el știa ce are de gând să fac. Ce vezi cu ochii tăi în familia ta? Iisus deja știe ce are de gând să fac. Lasă-l să o fac. Spune, Doamne, sunt deschis să lucrez supranatural în casa mea. N-aveau cum ucenicii să-i dea o așa idee lui Hristos. Doamne, roagă-te pentru asta să mâncăm tăți. Dar în capul lui Hristos era deja. Doamne, ajută-ne să credem așa cum vrea El să credem. Amin? Iisus avea o gândire pozitivă, optimistă, dar era centrată pe Dumnezeu Tatăl, pentru că atunci când a vrut să mulțească pâinile, spune Biblia, că a ridicat coșul și a zis, Tată, mulțumesc. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Aș vrea să ne rugăm în seara aceasta și aș vrea ca fiecare suflet de aici să primească o vindecare lăuntrică în seara asta. Aș vrea ca din seara aceasta să ai tot mai multă încredere în Dumnezeu că nu te va lăsa. Chiar dacă vezi lipsă, chiar dacă vezi bani puțin, chiar dacă vezi un loc de muncă instabil, Iisus știe ce are de gând să facă. Lasă-L să o facă în casa ta. Alege să te uiți la promisiunile Lui și nu la probleme. Dacă te uiți la probleme, pățești ca cele 10 iscode. O să slăvești problemele și o să mori împreună cu ele, din păcate. Alege să spui ca Iosif, ca Iosua și Caleb, nu contează, nu ne uităm la ele. Le vom mânca. Noi în numele Lui Iisus suntem mai mult decât biruitori. Amin? Hai să ne ridicăm pe picioare. Invit cântăreții să ne conducă într-o cântare care să o cântăm împreună. Și aș vrea ca în cântarea aceasta să ne deschidem tot mai mult inima, sufletele înaintea Domnului și să spunem, Doamne, dă-ne vindecare sufletească. Iartă-ne că de atâtea ori am gândit negativ, că am gândit că așa trebuie, așa e normal. Un pocăit trebuie să gândească numai la rău. Știu și eu și știți și voi mulți creștini care au predicat o evanghelie a negativismului. Uitați-vă la ei. Câte nenorociri și câte probleme s-au întâmplat acolo. Și nu vreau să detailez pentru că nu vreau să rănesc pe nimeni. Dar vreau să ne uităm la Hristos. Hristos știe deja ce are de gând să fac cu viața ta. Lasă-l să o fac. Mă rog ca Dumnezeu să-ți binecuvinteze mintea, să-ți binecuvinteze sufletul și să ia de pe inima, pe sufletul tău, poverile din seara aceasta. Și de azi să crezi mai mult că Dumnezeu îți va purta de grijă. Indiferent de recesiunea care se anunță, indiferent de ce spun știrile, tu nu te uita la ele, tu uită-te la cuvântul Domnului care a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și asta nu e o aroganță, ci un drept pe care ne-l-a dat Hristos. Așteaptă-te ca Dumnezeu să-ți poarte de grijă. Ava, Tatăl meu, privesc spre chipul tău. Tu ești credincios. Așa ai fost mereu. Și același Tată este și pentru tine în seara aceasta. Dacă ești mântuit, cheamă-L pe Tata să vină să te vindece. Dacă încă nu ești mântuit, dacă nu L-ai chemat pe Iisus ca mântuitor personal în viața ta, te invit să-L chemi acum în seara aceasta. El e tot de ce ai nevoie. Duhul slavei să te convingă pe fiecare că ai nevoie de El. Aleluia! Hai să facem o rugăciune. Și în timpul acestei rugăciuni, dacă cineva dintre voi vrea o rugăciune mai specială cu punerea mâinilor, poate vrea să primească vindecare, poate vrea să primească eliberare, cum predica fratele Răzvan, de frică, de groază, de negativism, să vină în față, să ne rugăm pentru el. Împreună cu fratele Răzvan vrem să ne rugăm pentru voi. Cei care vor, într-un mod special, să vină în rugăciunea aceasta, care rugăciunea asta se va termina cu o cântare din nou. Să
vină în față să ne rugăm pentru el, pentru ei, iar ceilalți din bancă, stați înaintea Domnului și cereți o vindecare a sufletului. Și promiteți, Doamne, de azi o să cred mai mult în tine. Dacă tu ai zis că nu mă lași, eu așa o să cred până mor. Cum spuneau cei trei tineri, Dumnezeu ne poate scăpa din cuptorul tău, Nebucadnețar. Dar auzi, și chiar dacă nu ne scapă, noi nu ne luăm privirile de pe promisiunile Lui. Noi alegem să credem în El și să rămânem neclintiți. Chiar dacă murim, ochii noștri rămân la promisiuni. Nu s-a uitat la foc, și încălzesc cuptorul de 7 ori, fă ce vrei. Ochii noștri sunt la promisiuni. Și Dumnezeu a rămas credincios. Dacă te uiți la El și vrei să rămâi cu ochii doar pe promisiunile Lui, El rămâne credincios. Indiferent de câte ori crește focul din jurul tău, El rămâne credincios, depinde de tine. Domnul să-ți dea o vindecare, hai să ne rugăm. Eliberator e Iisus, răscumpărător e Iisus, fruntea-mi ridică.